Bună dimineața, bună ziua, bună seara, depinde în ce colț al lumii vă aflați. Astăzi doresc să vă recit poezia Românie, pe care am scris-o acum câțiva ani, când mă aflam pe meleagurile Marii Britanii. De ce m-ai gonit de acasă, Românie nemiloasă? M-ai trimis printre străini și m-ai rupt din rădăcini. Mi-ai adus doar suferință. Și n-ai plâns de-a mea absență. Eu mereu te-am întrebat de mă vrei apropiat. M-ai făcut să-mi las mama și bunicina ta seama, nici de ei nu ți-a păsat pe bunicul ai îngropat. Mama-i singură și greu că din doi copii ai ei, niciunul nu e aproape, duc greu în străinătate. Prietenii m-au uitat, rudele m-au renegat, parcă nimănui nu-i pasă de zbine sau de sân viață. O scrisoare n-am primit de când tu m-ai fugărit. Dar eu încă te iubesc, Românie, te doresc. Mulțumesc!